câinilor. De 3 zile încoace, așteptăm demisia sa. Așa, onorabilă, dintr-o funcție eligibilă. Vă opresc, bătaie pe ana națională. V-am zis că este o zi de vineri extrem de agitată. E meci România-Ungaria, mai sunt câteva deja minute până începe. Bătaie pe arena națională între suporterii unguri și ai noștri. Deci eu cred că intervenția jandarmilor, care astăzi, din păcate, pentru ei au fost răniți de ai noștri, care încercau să ajungă la unguri și ca să ajungă la unguri trebuiau să treacă de cordonul jandarmilor. Bătaie bătaie pe stadion. Deci ar trebui ca meciul să fie amânat și să se joace pe teren neutru. Da, serio, este o partidă... Că nu e, doamnă, de ce să joci pe teren neutru? Că nu e... Nu e de vină publicul nostru românesc. Nici pe teren. Doamnelor și domnilor, ce vedeți acum sunt imagini dinaintea meciului România-Ungaria, despre care un reprezentant al extremiștilor de la Iobbik a declarat că nu este un meci de fotbal, este mai mult decât atât. Este, dacă vreți, un pretext prin care, de care se pot folosi ungurii ca să recâștige teritoriul românesc. Astea sunt declarațiile. Pot părea din cărți, dar nu din cărți deloc. Violenți suporterii unguri toată ziua astăzi au devastat centrul capitalei, au devastat centrul vechi al capitalei, au devastat autobuzele RATB, au atacat echipele de televiziune și au fost momente când am avut impresia că jandarmii sunt depășiți de situație. Echipele, galeriile unite ale unor echipe rivale în România s-au manifestat împotriva ungurilor, surprinzându-i pe jandarmi care nu se așteptau să unească românii și să atace suporterii unguri care nu prea înțeleg cât sunt. Unii spun 1000, alții spun 3000. Ce vedeți acum sunt imagini de pe arena națională înaintea meciului România-Ungaria. Meci care nici nu mai are aproape sens să vă spun că se joacă pentru campionatul mondial. Nu m-aș mira ca meciul să fie anulat.